Făgărășenii care și-au făcut planuri pentru acest weekend trebuie să nu uite pelerina de ploaie și umbrela, pentru că vor avea parte de un weekend ploios. Administrația Națională de Meteorologie a prelungit până duminică atenționarea cod galben de instabilitate atmosferică, iar numărul județelor vizate a fost extins la 22, incluzând aici și Brașovul. Potrivit meteorologilor, în intervalul 15 iulie ora 8 și 17 iulie ora 10, instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată în jumătatea de vest a țării. Vor fi averse torențiale, frecvente descărcări electrice, grindină și intensificări de vânt cu aspect de vijelie, iar cantitățile de apă vor depăși 25-30 de litri metrul pătrat și izolat 50-80 de litri pe metrul pătrat.